Boss, haideți să vă spun unde s-a inventat pizza prima oară. Știți? Nu. În România. Bun, da, da, era bun, dar trebuia vreo 20-30 de bucăți de alea să pus în saturi. Eu obișnuit cu ai mei cu cartofi prăjiți cu brânză cu oală. Interesant. Parcă e bun. Ceva joie de veri, se pende tu. Nu știu să zic ce... What the fun cu Drecea, Ralu și Bogdan. Toată lumea crede că vedetele mănâncă numai preparate alese, să știți, așa am auzit. Ai văzut în ochii tăi pachetelul care mi l-am adus? A venit Romano cu o bănănuța după el, liniștit. O banană și berdenea, în chiuzănel, abia așteptam. Așa, dar uite, voiam să vă întreb cu ocazia asta, care e cel mai complex rifonfleu pe care l-ați mâncat vreodată? Cel mai... Fancy dish. Pentru că avem o noutate din China și vă zic imediat ce se poartă acolo. O nouă șmecherie. Păi de la mine e ușor. Mm. Prima oară când m-a halat din cu conector real. Când eram și eu la început, înainte să-ți iasă piese, să bubuie. A luat niște sushi, dar nu sushi de la simplu. A luat și sushi de ăsta cu colorat așa într-un stil. Și eu eram cumva așa puțin retras. Nu știu ce să zic eu. Na, eu obișnuit cu ai mei cu cartofi prăjiți cu brânză cu oară. Și scara de asta cu și eu de asta. Și am mâncat-o de aia. Yosanki. Interesant. Parcă e bun. Alea a fost buneros, ale mă rog. Da, vezi cu sushi-o că trebuie să îi dai o șansă, că inițial nu... Este impecabil, este fantastic. Acum... Este minunat, da. Deci sushi-ul e cea mai... Cred că da. Pretențioasă mâncare pe care ai mâncat-o până acum. Cred că da. Ia zine, domnul Relu. Nu am memorie să-ți spun, că nu, deci am fost toată în Franța, cred că prima noastră cântare în Franța și am fost duși la un restaurant foarte fin, acolo ni s-a prezentat felul de mâncare, ceva joie de veri, se pend de tu. Nu știu să zic cum se numește. Așa. Chestia e că era, deci era farfuria mare și mâncarea era cât bombon asta, uite așa. Asta era tot. Și zic, ce facem vere cu... Da. Zic, mănele, noi venim de pe drum. Dați-ne să mâncăm. Nu pot, ce asta? Și știi? Mai era și 200 de euro. Nu, că n-au plătit oamenii masa, știi? Am înțeles. Dar le-am spus, mănele, dați-ne niște care de porc, de pui, de că suntem, noi mâncăm. Îți adusese mustră din aia. Nu știu să zic cum, da. Să vezi dacă îți place. Da, bravo. Și după aia îți aducea mai mult. Da, știi ce era în chestia aia? Abar n-am, roșii cu avocado, cu reducție de... Nu știu. Dar bun? Bun, da, era bun, dar trebuia vreo 20-30 de bucăți de alea să pus în saturi. Nu, dar vin oamenii de pe drum și tu de așa sunt, ce asta? Da, hai să vă zic care e trendul în China, pentru că e foarte greu din punct de vedere economic acolo și oamenii trebuie să mănânce mai eficient și mai ieftin. Mai nou poți să comanzi o porție de pietre prăjite. Bădele, doamne, eu am foarte serios vorbesc. Cum adică? Deci se face așa, se... Da, leamă de masaj? Într-o oală uriașă, se pun niște pietre de-astea rotunjite, foarte frumoase ele, de mărimea unui, să zicem, cartof. Mare frumuseți. Așa. Și se amestecă pietrele alea în tot felul de ingrediente. Puțină sare, puțin piper. Să nu bubuie. Dar nu glumesc, deci vorbesc foarte serios. Și cum se consumă preparatul ăsta? Deci... iei piatra, linși condimentele de pe piatră și apoi o arunci. Nu poți și costă 2 lire o porție. Vorbesc serios. Poți să arunci dacă... unde vrei tu, adică să dai cu piatra cum ar veni. Să păstrezi ca armă, să scrie peste ei acolo. În banii ai și... Păi și nu e mai șmecherie să-ți iei pâine, să pui într-o oală condimente și să... Aia zic, să învățăm pe ăștia, de fapt, care e șmecheria. Cum se mănâncă ăștia, cred că n-au descoperit submarinul. Noi aveam pâine cu delicat când eram mici. Criminală. Pâine cu delicat? Da, pâine, felii de pâine, tăiate le puneam în tigaie cu un pic de ulei, că e ulei. Pe partea înaltă, puțin delicat, puțină sare. Și dacă aveai și roșie, să stai două felii de roșii, tank. Da, pâine cu unt și cu sare ați mâncat, bănuiesc, nu? Da, Boss, haideți să vă spun unde s-a inventat pizza prima oară. Știți? Nu. În România. Serios? Eu așa cred. Deci mama făcea rântaș. Știi ce e la rântaș, la mâncare? Ăla de la fasole bătută cu roșii, cu bulion, cu ceapă. Puțin roșii, așa, bulion, ceapă, da? Puțină făină ca să prindă puțin consistență, da? Și mama de câte ori făcea treaba asta, eu cu sora mea ne tăiam o bucată mare de pâine, o felie mare de pâine și fără să ne vadă ea și uite așa, puneam pe în tigaie, în timp ce pierdea acolo, da? Și o luam și aia era pizza, bro. Era pizza, adică era blat cu sos de roșii și cu ceapă și cu ce mai era acolo.
Direct începuturile pizzei. Da cum? Da. Da. Deci, dacă mai vor soluții de astea chinezii, cum se zice, să vină la noi, nu? Că da, să-mi scrie mie pe Instagram. Să vină aici, că le dau, le dau o tocană de pietriș ceva, extraordinar. What the Fun cu Drecea, Ralu și Bogdan.